Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video la mine pe canal. Este prima dată când fac genul acesta de videouri, adică un video de empties, de produse terminate. Inițial am fost total împotriva acestei idei, dar după aia mi-am dat seama că prin expunerea produselor pe care le-am terminat, spun ceva despre personalitatea mea, despre ceea ce consum, despre cum îmi place să fac lucrurile, așa că am zis că până la urmă hai să fac un astfel de video și eu în premieră la mine pe canal. Am adunat aici Odita Mai Sacoșa, cu care am avut ceva de lucru, am avut o aventură în sensul în care eu am strâns cam jumătate din produsele pe care eu le am acum aici și mama le-a văzut și mi le-a aruncat. Și eu când să-mi pun un alt produs terminat, un alt ambalaj în pungă, să le strâng pentru a face acest video, îmi dau seama că nu este punga și zic, unde e punga? Ah, păi am aruncat-o, că erau produse terminate. Și am trimis-o să caute punga, dacă o mai găsește cumva la tomberon. Și a găsit-o, pentru că nu a aruncase de mult. Și am adus-o înapoi și uite așa, asta este aventura mea cu aceste produse empties. Cred că e prima și ultima dată când mai fac un astfel de video, pentru că este destul de incomod să aduni produse terminate, să aduni practic ambalajele produselor, cutiile lor. Și nici nu are sens să faci asta, nu are un sens prea mare, dar haideți, dacă tot le-am adunat, le-am strâns, haideți să vă prezint și produsele terminate. Am strâns ceva produse, aș putea spune că sunt produse din luna iulie, dar din tot ce am terminat luna aceasta. Și o să le iau așa cum îmi vine la îndemână, am această cutie, știți foarte bine că mie îmi place foarte mult cappuccino acesta din Lidl, cu vanilie, este preferatul meu și tocmai ce am terminat, mamă ce miros are, tocmai ce am terminat cutia asta, am alta, termin câte o cutie cam la o lună de zile, așa. Următorul lucru este acest jurnal, jurnalul femeii de succes. El este cumva structurat astfel încât tu să completezi în spațiile libere. L-am terminat. Nu știu dacă îl voi păstra sau îl voi arunca. Îmi place cum arată, cum este structurat, dar ăsta este unul dintre lucrurile pe care eu le-am terminat luna aceasta. Ce mai avem aici? Avem un spray de cameră cu miros de pepene roșu. Și pe acesta l-am terminat. Mirosea super, super fain. Așa, un alt produs pe care l-am terminat este această spumă de ras de la Sien, tot luată din Lidl. Am folosit-o, cred că, vreo 2 luni de zile. Știți că eu mă epilez cu lama de ras și folosesc și spumă pentru picioare. Un deodorant Rexona. Nu prea mi-a plăcut acesta. Spuma asta, ca să vă zic și părerea mea sinceră despre aceste produse, spuma mi-a plăcut, o recomand, am mai cumpărat-o, pentru că este foarte fină, lasă pielea foarte fină, nu irită pielea după epilat, dar acest deodorant de la Rexona nu îl recomand, lasă pete albe pe haine. Am așteptat să-l termin ca să-mi cumpăr altul, pentru că nu mai rezistam. Am început să dau cu el și prin cameră, pe la papuci, numai ca să-l termin, pentru că nu-l voi mai cumpăra cu siguranță. Nu-mi place. Așa. Un alt produs este acest șampon uscat de la Balea. Bun, dar mai bun este șamponul uscat de la Batist. Am și acesta. Văd că am consumat ceva șampon uscat, doar pentru că îmi place cum lasă părul. De multe ori mă dau cu șampon uscat și după ce m-am spălat pe cap, pentru că îmi place faptul că îi dă un fel de volum. Dar ăsta de la Balea nu l-aș recomanda. Adică e mai bun ăsta de la Batist. De 100 de ori mai bun. Da, astea sunt alte 2 produse terminate. Am mai strâns și niște cutii. Asta este o cutie de la șervețele pentru ochelari, Clearview, de la W5.
Sunt cele mai bune șervețele de ochelari ever, ever. Eu numai cu astea îmi curăț ochelarii. Așa, mai avem un pachet de șervețele umede de la Sien și pe acesta l-am terminat. Foarte bune, pentru demachiere în special, nu irită fața, nu lasă senzația aia de piele uscată. Foarte bune, o să recumpăr cu siguranță. Mai am aici încă o pungă de la șervețele umede, care au fost destul de bune, dar na, nu mă dau în vânt, aș încerca și altceva. Au fost ok. Zice că e un produs testat dermatologic. Nu știu ce să zic, nu le-am folosit ca demachiant pentru că nu-mi plăcea, pur și simplu mi se părea că au foarte mult parfum și nu aș pune așa ceva pe fața mea niciodată. Așa, ce mai avem aici? Am o mască de față, tot de la Sien. Aceasta este cu rodie și am terminat-o. A fost foarte bună. Lasă tenul foarte catifelat și foarte curat după ce o folosești și hidratat. Da, poate o voi recumpăra. Așa, o grămadă de produse am aici. Le iau așa cum îmi vin la mână. Am terminat acest gel de curățare de la Himalaya. Cred că îl găsiți peste tot, în Carrefour, în Auchan, în Lidl, nu știu, în Lidl, în Kaufland sigur îl găsiți. E foarte bun, îl recomand. Eu mai am încă două produse de acestea. Am cumpărat în prostie pentru că sunt foarte bune. Și asta este cu aloe vera și cu castravete și a fost extraordinar de bun. Bun, am aici o cremă Nivea. Știți foarte bine că mie nu prea îmi plac produsele Nivea din cauza că usucă foarte tare pielea. Aici a fost o cremă de corp. Am folosit-o, dar n-aș recumpăra-o decât să am, nu știu, ceva probleme, să nu existe o altă cremă și atunci să trebuiască să o folosesc pe aceasta, dar nu aș recumpăra-o. Usucă foarte tare pielea. Ăsta este singurul dezavantaj. Așa. Alte produse. Am aici o cremă de mâini. Pe aceasta am primit-o... Îmi cer scuze. Pe aceasta am primit-o într-un pachet de PR. Primesc destul de des pachete de PR, de publicitate și testez produse întotdeauna și a fost foarte bună. Este cu miere de manuka. Eu am consumat la un moment dat miere de manuka, care este foarte bună pentru sănătate și a fost foarte bună crema aceasta, a fost hidratantă, a fost exact ce trebuie. Da, o să o cumpăr cu siguranță, o să o recumpăr. Aici am de la Catrice un serum de față de seară, foarte bun și el, lasă tenul foarte hidratat. Și e genial. Aici am un spray de ras pentru epilare, da? Folosit pentru epilare. Nu știu ce să zic, nici măcar nu este terminat total, cred că mai are cam atât produs, dar nu mai vreau să-l folosesc, nu m-a dat pe spate. Ba mai mult, aveam așa un ușor disconfort. Deci el se dă pe picioare și te epilezi după aia. Lăsa pielea destul de iritată. Nu îl recomand pe acesta de la Balea. În niciun caz. Nu o să-l mai cumpăr. Și am foarte multe creme de mâini, pentru că eu folosesc, eu sunt obsedată de creme de mâini. Pentru că am pielea foarte uscată, se usucă foarte repede pielea și atunci trebuie să folosesc mereu cremă de mâini. Am cremă de mâini în geantă, am cremă de mâini la birou. Am cremă de mâini în anumite buzunare ale hainelor, ale gecilor și ale paltoanelor. Am cremă de mâini în geantă, acasă, peste tot. Peste tot am câte o cremă de mâini, deci nu există. Și încerc mereu produse noi și pot să zic că sunt expertă în creme de mâini și aș putea să vă recomand lucruri bune. De exemplu, această cremă de mâini de la Douglas a fost foarte bună. Păcat că am avut-o doar în varianta mini. Am terminat-o. Aș recumpăra-o. Este foarte bună. Așa, un alt produs terminat este această cremă de mâini de la Farmec. Bună și ea, dar nu hidratează chiar atât de bine pielea mâinilor. Adică...
sunt alte produse mult mai bune decât această cremă. O altă cremă este aceasta de la Anida. Eu le aveam începute pe toate și mai aveau puțin din ele și de asta acum, în luna iulie, le-am terminat pe toate, dar nu am folosit toată această cantitate de cremă într-o singură lună. Deci le aveam începute de mai mult timp. Acum s-a nimerit să fie luna în care să se termine aceste produse și atunci am zis că este luna perfectă pentru a face un clip de empties. Deci este asta de la Anida, bună, foarte bună, cu lămâie, miroase demențial, aș recumpăra-o, dar nu știu unde o găsesc, pentru că eu asta le-am primit tot așa într-un pachet de PR. Deci miroase demențial, da. Păcat că nu știu dacă le găsesc pe piață, în supermarket sau undeva. Le-am primit într-un pachet de PR și pe aceasta la fel, tot de la Anida. Primisem mai multe produse de la Anida și au fost foarte bune, foarte bune. Chiar nu regret că le-am testat și asta miroase bine, e cu lămâie. Bună și ea, hidratantă, are o textură foarte catifelată, foarte bună. Mai am această cremă de la Dr. Max, pe aceasta am primit-o cadou la niște cumpărături din farmacia Dr. Max. Nu pot să zic că m-a dat pe spate și avea un miros, așa, un miros de dentist. Nu știu, nu mi-a plăcut. Și mai am această cremă de la Nivea pe care am terminat-o cu ulei de măsline. Usucă pielea. Deci cremele de la Nivea usucă pielea. Să-mi explice și mie cineva de ce usucă atât de tare pielea aceste creme. Bun, ce produse mai am? Mai am un produs de la Anida, dar este la fel ca acesta. Deci sunt două. Două creme terminate într-o lună. V-am spus că le-am primit într-un pachet de PR, dar nu regret că le-am testat. Le-aș mai folosi, le-aș mai cumpăra dacă le-aș găsi în comerț, pentru că sunt bune și miros demențial. Am niște uleiuri esențiale pe care le-am terminat, niște sticluțe de ulei esențial. Am acesta cu lămâie, nu știu exact de la ce firmă este. Foarte bun, încă miroase, chiar dacă nu mai are produs înăuntru, încă miroase. Foarte bun și l-am folosit și pe post de parfum. În sensul în care mă dădeam pe la gât, pe mâini, la încheieturi și miroasea foarte bine. Miroasea proaspăt, a lămâie, super tare, super. O să mai recumpăr. Eu sunt fana uleiurilor esențiale și le folosesc destul de des. Mai am acest ulei cu lavandă, dar nu pot să vă zic firma pentru că nu scrie. Steaua Divină. De la Steaua Divină sunt. Bune produse. Și ăsta miroase bine. Da, miroase lavandă. Da, le-am terminat pe acestea, probabil îmi voi mai lua alte sticluțe cu ulei esențial, tot de la Steaua Divină, pentru că este foarte bun acest ulei. Ok, să vedem ce mai avem aici. Am un gel de duș pe care l-am terminat. Vroiam inițial să aștept să termin și șamponul și balsamul pe care îl folosesc, dar mai este puțin, șampon cam atâta și balsam atât. Și n-am mai avut răbdare, am zis hai că filmez acest video, lasă că o să vă arăt cu altă ocazie ce șampon și balsam folosesc. Dar în ultima vreme am folosit acest gel de duș de la Cosmia, pe care îl găsiți, cred că, în Profi. Și a fost foarte fain, deci chiar a fost ieftin, nu știu cât am dat pe el, vreo 7 lei, 10 lei, dar a fost foarte bun, așa, foarte... nu irită pielea, nu... nu usucă pielea, da? O lasă foarte hidratată și frumos mirositoare. Miroase foarte bine. Miroase a magnolia ceva. Nu pot să-mi dau seama. Bun. Bun. Dar eu la geluri de duș testez într-una. Într-una testez produse. Îmi place să testez diferite mirosuri, diferite geluri de duș. Pentru că pielea mea nu este atât de sensibilă și atunci îmi permit să testez. Nu fac iritații, nu... e ok.
Bun, mai am câteva produse și închei acest video, pentru că sper că nu v-am plictisit. Pe mine, sincer, m-ar plictisi genul acesta de video. Eu nu urmăresc la alții, dar vreau să fac să văd cum o să meargă videoul ăsta. Dacă o să meargă bine, o să mai fac. Dacă nu, rămâne o încercare și atât. Bine că am încercat și n-am murit proști. Așa, am mai terminat această pastă de dinți, care este special pentru albire. Whitening Toothpaste de la Profi, marcă proprie. Albește, într-adevăr, dar nu foarte tare, nu exagerat de tare, nu m-a dat pe spate, nu aș recumpăra-o, a fost interesant să o testez, dar bine că s-a terminat, că nu mai cumpăr. Nu m-a dat pe spate. Eu folosesc, în general, două paste de dinți pe care le alternez. Folosesc cea de la Parodontax, pentru că am gingiile foarte sensibile și sângerează din orice, adică la orice chestie, la orice chichiță, gingiile mele sângerează. Și atunci medicul dentist mi-a recomandat să folosesc două paste pe care să le alternez, două paste de dinți. Și folosesc cea de la Parodontax dimineața și cea de la Sensodyne seara. Și merg foarte bine cu acestea. Asta a fost special pentru albire. Mi se pare că tot într-un pachet de PR am primit-o. Nu am cumpărat-o eu, nu cred că aș fi dat banii pe așa ceva. Nu mi-a plăcut, merge la gunoi. Așa, mai am acest produs de la Isis Pharma. Mi-a recomandat medicul dermatolog. Este un gel de curățare, da, de la Isis Pharma. Dermatologie, Tenderm, gel de curățare, bun, calitativ. Dar eu nu m-am ținut de tratament, pentru că am primit... Cu acest gel de curățare am primit și alte creme pe care trebuia să le folosesc și nu le-am folosit. Am terminat gelul de curățare, a fost foarte bun, îmi place. Poate o să-l recumpăr sau nu. Mai am cel de la CeraVe pe care tot îl folosesc și cred că mai am puțin din el. Și pe acela trebuia să-l pun aici la Entis pentru că mai este foarte puțin și îl termin. Sincer, îmi place mai mult cel de la CeraVe decât acesta, pentru că cel de la CeraVe hidratează foarte bine. Ăsta nu prea hidratează, adică lasă tenul destul de uscat. Și, pam, pararam, pararam, mai am două produse pe care le-am... de fapt, mai am trei produse. Am trei sau patru? Patru, eu nu știu să număr. Da. Ok, am acest, cum se cheamă, că am un lapsus, deodorant de la Tesori d'Oriente. Foarte, foarte bun, genial a fost, s-a terminat, nu prea mai miroase că nu mai are produs, dar a mirosit demențial, mi-a plăcut să-l folosesc. Cu siguranță dacă voi mai trece prin DM o să-l recumpăr, de acolo l-am luat. Și în aceeași notă cu acest deodorant am acest gel de duș tot de la Tesori d'Oriente care miroase demențial. Deci produsele de la Tesori d'Oriente sunt geniale, foarte fain, mi-a plăcut să-l folosesc. Cu siguranță voi recumpăra, dar voi încerca și alte arome. Ăsta nu știu a ce miroase, a ulei de argan și flori de argan. Ok, ok. Interesant. Bun. Nu știu, 18 minute am filmat. Mai am... Am acest ruș pe care l-am terminat. Este de la Maybelline. Stay Matte. Credeți-mă pe cuvânt, nu mai are acele acțipilduri pe el ca să arate că e de la Maybelline, dar credeți-mă pe cuvânt, e de la Maybelline. Mi-a plăcut foarte mult, cu siguranță îl voi recumpăra. Și nuanța. Nuanța este foarte faină, foarte mișto. E un roz... Așa, nici prea închis, nici prea deschis, foarte fain. Genial rujul. Și ultimul produs este acest tub de picături de ochi. Sunt scumpe, într-adevăr. Costă 100 și ceva de lei. În jur de 100 de lei, aceste picături de ochi. Mai am foarte puțin în ele, în cutiuță. Dar au fost foarte bune. Sunt lacrime artificiale. Pentru cei care stați la calculator foarte multe ore, așa cum petrec eu, la birou,
sunt indicate lacrimile artificiale pentru că ochiul se usucă. Stând în fața ecranului, ochiul se usucă și atunci ai nevoie de picături artificiale, dar acestea sunt foarte uleioase și foarte bune. De la Evoters. Le recomand, chiar le recomand, sunt foarte bune. Da, și acestea au fost produsele mele terminate, destul de multicele. Acum, în sfârșit, o să pot să le arunc și eu, să nu mai stea prin casă și să nu mai lovesc tot timpul de ele. Sper că v-a plăcut genul acesta de clip. Lăsați în comentarii dacă v-a plăcut. Pentru mine a fost interesant să prezint niște produse. Mi se pare că și produsele pe care le folosim spune ceva despre noi. Cam acesta a fost videoul de astăzi, dragilor. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut. Iar până când ne vedem data viitoare, kisses!